Prima ar fi, asupra noastră că profetul a spus că în 3 Ioan și prorocul Vechiul Testament și a spus că prorocul Vechiul Testament vine în istorie atunci când atât cortul, că atât legea cât și cortul au fost lăcate în picioare. Și atunci prorocul vine ca ultima măsură de Harul lui Dumnezeu. Prin analogie, se poate ca Ioan ca și proroc să vină, se poate lua de aici concluzia că și celălalt bisericile acestea din Apocalipsa ar fi aproape de apostazie sau există o analogie între slujba lui Ioan ca și proroc și prorocul Vechiul Testament sau slujba lui Ioan ca și proroc în Noul Testament este cumva diferită decât de oficiul prorocului Vechiul Testament. Deci aceasta ar fi o întrebare. Și a doua ar fi, din ultimul din Apocalipsa, când a spus că pe chiar femeiotică de dreptarea cărții acel în curând, apare, este însă un verset care îmi dă un destul de implicat în momentul în care spune așa, stă, ce... ok. Să mai repede pe prima, nu știu. Nu, înțeles. Ok. Deci, în 22 spune, în capitolul 22 spune lucrurile care au se întâmplă în curând și imediat după aceea spune, iată, eu vin curând. Și atunci, tensiunea aceasta din în curând și eu vin curând, curândul acela se poate, în sensul ăsta, pentru că e clar că se referă așa a doua venire a Domnului Iisus Hristos, al doilea în curând. Nu neapărat. Ok. Deci, aici vreau să vedem dacă încă sunt suficiente exigenți care spun, domnule, curândul este cumva aproape de a doua venire. O să încep cu prima ta întrebare. Când te uiți la economia planului lui Dumnezeu, stabilind deja prin Exod, cartea pivotară a Scripturii, că răscumpărarea în baza sângelui Mielului Pascal este în vederea ascultării de lege. Până aici ar zicea bine. Cu alte cuvinte, în capitolul 19 din Exod, Dumnezeu vorbește la viitor despre o relație cu poporul său, deși a plătit cu sângele Mielului Pascal. El spune, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai. Dacă bine știu, răbul este la viitor. Cu alte cuvinte, că nu erau ai Domnului, trebuia să intre în legământ cu Domnul. În capitolul 24, legământul este încheiat, celebrat, pecetuit. Cei 70 împreună cu Aron și fiii lui sunt în prezența lui Dumnezeu și mănâncă în prezența lui Dumnezeu. Așa se proceda la încheierea unui legământ în vremea respectivă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu coboară în timpare vremii ca să facă înțeles poporului său. Deci, legea, sau capitolul 19 la 24, este tot ce are Dumnezeu de spus poporului, răscumpărarea și cortul, nu au nimic a face cu legământul. Răscumpărarea și cortul, practic, răscumpărarea face posibilă păzirea legii, pentru că doar spălat cu sângele Mielului Pascal, Duhul lui Dumnezeu poate coborâ în viața noastră. Cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Duhul lui Dumnezeu este nemărgită mărimea puterii lui Dumnezeu, care dă puterea ascultării de Dumnezeu. Și de aceea am nevoie mai întâi de o intervenție a Harului lui Dumnezeu, prin răscumpărarea, prin sângele Mielului Pascal. Dar ce se întâmplă dacă eu calc legea, dacă păcătuiesc? Eu pot păcătui motivația, atitudine, gânduri, vorbe, fapte. Dragii, păcatul face trei lucruri în viața oricărea dintre noi. În primul rând, înșală. Apoi, te înfășoară lestec, apoi angelul prada. Și al treilea rând împietrește și o inimă rea și necredincioasă te desparte Dumnezeu cel viu. Am citat din Noul Testament, Epistola către Evrei, capitolul 3, versetul 12. Ne-am făcut părtașii lui Hristos dacă păzim până la sfârșit încrederea de la început pe care ne lăudăm. Noi suntem casa lui Dumnezeu, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea și nădejdea, citat în Evrei. Petru spune, am fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți, vom fi mântuiți ca sfârșit al credinței. Viața de credință nu e un moment, ci viața de credință este un proces, un drum pe care sunt chemat să umblu până la moarte. Fii credincios până la moarte și să-i da cu lumea vieții. Acum mă întorc înapoi în Apocalipsa și am spus că fiecare din cele 7 scrisori întărește forma profetică sau natura profetică a cărții. Și dacă țineți minte, spuneam ieri, profetul în Vechiul Testament umbla cu desagă, de aia românească pe umăr. De ce? Pentru că Dumnezeu
în Exod sau în Deuteronom, e și mai clar din parola acolo, și-a întărit, el e suzeranul, noi suntem vasalii, și el de la poruncile și așteptările lui, de tablele legii, după care a întărit legământul cu binecuvântare și blestere. Dacă vei asculta, se întâmplă asta, dacă nu vei asculta, se întâmplă cealaltă poveste. Vom discuta despre lucrurile astea mâine dimineață, mai pe delete, să vedeți apocalipsa pe care Dumnezeu a promis-o peste poporul său din pricina neascultării. Nici nu vine să știți texte respective din Levitic, blesteme pe care Dumnezeu le rostește asupra neascultării poporului. Acum, dacă mă întorc în cele 7 scrisori, am văzut că promisiunile sau binecuvântările și blestemele au valențe escatologice, Georgiana. Cu alte cuvinte, le regăsesc în ultimele două capitole cărții. Atunci când Dumnezeu spune, dacă nu te pocăiești, voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă țineți minte, cele 7 sfeșnici de aur, Hristos în mijlocul lor, cele 7 stele până dreaptă sau la dispoziția lui, cei 7 îngeri, acelor 7 biserici. Locul sfeșnicului se definește în raport cu Hristos. Dacă se rupe relația cu Hristos, se stinge lumina. Corect? În raport cu celelalte biserici, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul și în raport cu cetatea în care sfeșnicul a fost pus să poarte lumina lui Hristos. Când sfeșnicul este luat din locul lui, rațiunea existenței acelei biserici încetează. Toate amenințările au valențe escatologice. Și eu am citit destul de mult în Apocalipsa. Toți comentatorii sunt de acord asupra faptului că amenințările sunt extrem de serioase. Cu alte cuvinte, mă întreb, când Ioan, ca proroc, vorbește, se joacă? Sau este serios? Și în desaga lui, el poartă și una și alta, ca și prorocii Vechiului Testament. Îngerul Domnului numește frate cu frații lui prorocii. La sfârșitul creației. Dar mai este încă un aspect. Dacă este adevărat că Apocalipsa este scrisă în anul 68-69, evenimentul în curând este pedeapsa lui Dumnezeu. Ori, atunci când textul spune, iată, eu vin curând, dragii mei, trebuie să vă gândiți că, în primul rând, la poporul evreu. Poporul evreu, când Pilat a venit și a zis, nu găsiți nicio vină la omul acesta. Și au strigat ei. La moarte! Răstignește-l! Sângele lui se cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. Domnul Iisus a vorbit despre hula împotriva Duhului Sfânt în Evanghelie. Și a zis, oricine vorbește împotriva Fiului Omului se va ierta, dar cine vorbește împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în deacul acesta, nici în cel viitor. Acum, când în curtea lui Pilat au cerut sângele lui Hristos asupra capului lor, au vorbit împotriva Fiului Omului. Ce-a făcut Dumnezeu? În loc să-i strigească, Evanghelia a fost propovăduită mai întâi iudeilor, apoi nouă celor alți. Cu alte cuvinte, harul le-a fost oferit și lor. Dar când ei, ca și popor, au respins harul lui Dumnezeu, fapte capitolul 4, cortina a căzut pentru Israel. Dumnezeu i-a aruncat la coada rândului și va mai sta de vorbă cu ei ca popor când va intra numărul de plin al neamurilor. Din acest punct de vedere, când Dumnezeu se arată peste poporul său, se arată fie în binecuvântare, fie în blestem. Oricând Dumnezeu a zis, nu va rămâne piatră pe piatră, dar când vorbește despre templu și cei ce se laudă cu pietrele respective, Doamne, ce zidul, ce pietre, și Domnul Iisus spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să le fie de rămâne. Dragii mei, n-a trecut decât foarte puțin timp și Dumnezeu s-a arătat în pedeapsă peste poporul Israel. În pedeapsă peste poporul Israel. Iar vă spuneam ieri, în anul 132-35, răscoala lui Habacuc va duce la scoaterea lor din cetatea sfântă, templul este terminat și ei ajung în marea dispersie, din care s-au întors în 1948, în anul în care v-am născut el, în 15 mai. Atunci s-a reînființat statul Israel. Istoria a intrat pe ultima linie dreaptă și numai Dumnezeu știe cum se vor precipita evenimentele
Dar încă n-a venit vremea să-L plângă pe cei ce l-au străpuns. Te duci în Ierusalim astăzi, din 9 evrei, din 10 evrei, 9 sunt atei. Nu cred nici măcar în Dumnezeu, dar în Iisus Hristos. Dacă zici Hristos, un evreu serios, te ia în brațe. Dacă zici Iisus, te scuipă. Asta este situația la ora respectivă. Deci eu cred că nu la întâmplare, Ioan este numit un proroc și face slujba unui proroc. O face pentru cele 7 biserici, dar o face în același timp și pentru poporul Israel. Veți vedea în capitolul 11, Ioan primește un nou mandat să prorocească din nou. Asta înseamnă că nu a primit un mandat de prorocit, dar acum trebuia să măsoare templul și să lasă nemăsurat curtea și ca să fie călcată în picioare de neamuri. Și practic, așa cum mântuirea a fost oferită înainte evreilor, așa pedeapsa vine înainte peste evrei. Și cel care aduce pedeapsa peste poporul să nu vină de capul lui, dragii mei. Nicăieri în Vechiul Testament, poporul Israel, Ierusalimul, n-a pătrivit pentru că împăratul Asiriei sau împăratul Babilonului s-a năzărit să cucerească lumea. Ci pentru că Dumnezeu a chemat pe Nebucadnețar. Dumnezeu a folosit pe împăratul Asiriei ca pe un fierăstră, ca pe un uia, ca pe un ciocan, pe împăratul Babilonului ca să sfărâme țestele. Întotdeauna cei care au pedepsit pe poporul Dumnezeu au fost unele în mâna lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu în persoană ar fi venit să împlinească ceea ce iau, ce-l bugura lor. Veți vedea în Apocalipsa, probabil că bateriile sunt slăbite, nu voi știți mai bine, eu mă pricep. De unde intră în microfonie. Dar dacă veți citi puțin mai încolo, Apocalipsa, veți vedea că există o singură cetate pe pământ în care este tot sângele vărsat vreodată pe pământ. O singură cetate. Și nu-i Roma, nu-i, dragii mei, nici Vancouver, Canada, care este Ierusalim, unde a fost răstignit și Domnul vor. Și vom vedea de ce. Adică nu cred că vom vedea că n-ajunge până în capitolul 18. Și de ce am început un pic. Sângele lui Hristos este prețul tuturor păcatelor care s-au săvârșit vreodată pe pământ. Când cineva a cerut ca sângele lui Hristos să cadă asupra capului lui, imaginați-vă că aici echivalentul tuturor păcatelor săvârșite vreodată pe pământ să cadă peste tine. Nici nu vine să mă gândesc ce înseamnă asta. Eu nu, în 89 eram în downtown Detroit, în mașina cu natălui meu, care era medic, s-a dus până la biroul lui ca să ia ceva acte și am rămas în mașină. Și când m-am uitat în jur, în downtown Detroit, am ridicat geamurile și am închis ușile. Și ferească Dumnezeu să te dimerești, să ieși pe un exit care nu trebuie și te pornești în miezul nopții undeva, la ora asta. Dar bine să fii în iad, unde s-a adunate toate păcatele lumii acesteia. Mulți spun, Dumnezeu nu risipește sângele scump al Fiului Său pe cei care oricum nu vor crede. Eu zic, ai dreptate. Nici un strop din sângele lui Hristos nu va fi risipit. Doar că pe unii va mântui, asupra altora va credea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oameni. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. Noi suntem chemați să ne rugăm pentru toți oamenii. Cu toate acestea, la aria e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce dat pe ea. Îngustă e calea care duce la mântuire. Deci eu cred, Don Gian, că el împlinește funcția unui profet. Împlinește funcția unui profet, mai ales pentru Ierusalimul care se pregătea de cădere. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, să nu aveți parte de urgiile lui. Iar bisericii din diaspora le spune, vă luați bine de seamă, vin sărbătorile, vă vine să vă sfiți în Ierusalim, e cea mai bună ocazie de evanghelizare. De data asta îmi pare rău, cine e sfânt să sfințească, cine e nedrept să fie nedrept și mai departe, nu mai este vreme pentru așa ceva. Vremea e aproape. Vremea este aproape. A doua întrebare? Au fost amândouă. Amândouă? Știu, dar nu a doua întrebare. În curând, tensiunea între în curând și în curând. Da, dacă între timp vă îndurați de mine și dați o pagă, vă mulțumesc la curând. Și dacă
o fi și ideea filtrate cu pH-ul de 2,5, poate nu mai multe pe de la asta în bottles, care stau la soare și se descompune. Și nu prea avem soare. La apele astea, știu, zis. Nu prea este soare aici. Okay. Nu prea este soare. Nu este soare. Avantajul vostru. Prin credința vă și vreodă. Mulțumesc frumos. Știu că sunt multe alte întrebări, dar n-aș vrea să plec fără să apropii și de tema asta extrem de dureroasă pentru foarte mulți dintre noi. Unde este Dumnezeu atunci când copiii lui trec prin greutăți și suferințe? Când mor copiii mici, când sunt tragedii incredibile pe cei care iubesc pe Dumnezeu. Și se pare că lucrurile astea lovesc mai ales în cei care n-au meritat, zicem noi. Și cei răi se bulbucă ochii de grăsime, Psalmul 73, o duc bine, nu întristează nimic până la moarte. Iar copiii lui Dumnezeu îmi creadă, Doamne, dacă ești tot puternic și existi, de ce toate acestea? Este cineva în sală care a fost vorbată, ce nu stând gândul lui la astfel de întrebare? Nu vă pot să ridicați mai mare. Veniți cu mine sub crucea Domnului Iisus. Spuneți-mi, nu-i așa că, deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, a fost fără păcat? Spuneți-mi, de ce Fiul lui Dumnezeu, cel neprihănit, a terminat pe rândul crucii, a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce l-ai părăsit? Spuneam în sesiunea trecută că leitmotivul cărții este celui ce va birui sau cel ce va birui. Și acest leitmotiv al cărții sugerează, în mod evident, un câmp de luptă. Un câmp de luptă în care lupta e pe viață și pe moarte. Și de aceea binecuvântările și blestemele din scrisoare au valențe scatologice. Și de aceea, dragii mei, te miști între două nume, între numele lui Dumnezeu și numele Fiarei. Și toată povestea asta pleacă din Genesa și străbate întreaga istorie. Întreaga istorie, până în Apocalipsa. Uitați-vă la Biserica din Efes. Care din bisericile din Canada au astfel de probleme? Întrebarea mea este, dacă Dumnezeu ne-a scurtit pe ele, cum explicăm toate lucrurile care se întâmplă între noi? Pentru că despre care dintre noi se poate spune sau se poate vorbi de osteneală, de răbdare, de suferință din cruța numelui lui Iisus? De încleștare cu erezia pe toate planurile. Uitați-vă la Biserica din Smirna. Necaz, sărăcie. Bagiocul din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Interesantă sintagmă, sinagogă a satanei. Suferință, teroare, poate moarte. Uitați-vă la Biserica din Pergam. Teroarea scaunului de domnie al satanei. Știu unde locuiești? Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Suferință, martiraj, Antipa, martirul credincios, a fost omorât între ei. Asaltul ereziei nicolaiților. Veniți spune Biserica din Tiatira, o prorociță, Izabela, care a tras după ea pe membrii bisericii și i-a învățat să cunoască adâncimile satanei, Biserica lui Hristos. Să cunoască adâncimile satanei. Veniți în Biserica din Sardes, la suprafață, lucruri absolut fantastice. Cânta cor, aveau worship bands, da? Biserica arhiplină, bani Dodora, masca pățărniciei, trasă peste compromisurile din viața lor. Îți merge numele către ei, care ești mort. Spune cel ce cunoaște toate lucrurile. Veniți în Biserica din Filadelfia, o biserică mică, cu puțină putere, presiuni din partea sinagogii satanei, suferință, luptă pentru a păzi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus și pentru a nu te gândui în numele Său cel Sfânt.
amenințare, cu o încercare, gata să vină peste întreaga lume. Veniți în biserica din Laodicea, o biserică bogată, mergea bine, avea de toate. Laodicea era o zonă industrială, cu toți aveau locuri de muncă, salarii bune, aveau bani puși deoparte în conturile lor bancare. Dar era o biserică invadată de materialism, dar din punct de vedere spiritual, săracă, goală, oarbă și golită pe roada Duhului lui Hristos. Unde este Dumnezeu când copiii lui trec prin suferințe și prin probleme? Capitolul 4, versetul 1. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul cel din întâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici sus. Și îți voi arăta ce se întâmplă după aceste lucruri. Așa cum un pic să mă doar pe Vechiul Testament, vă spuneam că acolo e cheia, cărții Apocalipsa. Samaria era înconjurată de armatele siriene, asediul dura deja de o bună vreme și era o foame de cumplită în Samaria. O foame de cumplită în Samaria. La poarta cetății erau patru leproși. Cum n-aveau nimic de mâncare, deci în cetate n-aveau nici ei nimic de mâncare. Și la un moment dat la unul i-a venit o idee și a zis, dacă stăm aici mâini de foame, dacă mergem în tabăra sirienilor, avem 50-50. Chelsea's to live, Chelsea's to die. Poate că mergem până acolo și cine știe cum se va îndura Dumnezeu de noi să dea o bucată câine. Și-au pornit lipa-lipa spre tabăra sirienilor. Și în timp ce mergeau, gândindu-se la moartea care urmează, un înger al Domnului a venit și a pus la tălpile lor microfon. Și pe urmă dat drumul la potențiometrele cerului. Și pașii lor prin nisipul au început să sune ca o armată puternică. Și tabăra sirienilor s-a îngrozit. Și a luat-o la fugă, lăsând tot tabăra goală. Și când ăștia intră în tabăra sirienilor, să moară sau să trăiască, tabăra goală, corturile pline de mâncare. Au mâncat pe rupte și când nu mai puteau că se spărgeau decât au băgat în ei, au zis, ne bate Dumnezeu dacă noi nu spunem nimic celor din cetate. Și profeția lui Elisei se împlinește, dragii mei. Și cel care și-a bătut joc de el, este călcat în picioare la porțile cetății. Dar când mă gândesc la experiența celor patru reproși, când am uitat în tabăra sirienilor, tabăra era goală. Dați-mi voie să lasă acolo Samaria în Vechiul Testament. Și să mă întreb, ce-a fi văzut eu când a intrat pe poarta aceea deschisă în cer? Vă spun bine, cerul era pustiu. Pe scaunul de domnule nu mai ședea nimeni. Îngerii au fugit care în potrivă. Și Ioan zice, acum înțeleg? De ce copilul lui Dumnezeu trec prin suferință și nimeni nu zice nimica? Pentru că cel e gol. Nu. În niciun caz. Capitolul 4 vorbește despre absoluta suveranitate a celui ce șade pe scaunul de domnie. Iar capitolul 5 vorbește despre strategia lui Dumnezeu în așezarea împărăției lui veșnice pe pământ. Lasă cele două capitole înainte să vă culcați pe să le citiți în seara aceasta. Mâine vă pun să ridicați mâna. Versetul 2. Eu am intrat pe poarta deschisă în cer. Numai decât am fost răpit în Duhul. Și iată că era așezat un sal, era pus un scaun de domnie și pe scaunul acela de domnie ședea cineva. Ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarul în pietre de iaspis și din scaunul de domnie și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. În jurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe cap aveau culmul de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare, da? O mare sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în jurul scaunului de domnie erau niște făpturi vii.
prinde cu ochi pe înăuntru și pe din afară. Cea din tâi făptură vie se una cu un leu, a doua cu un vițel, a treia cu un om, a patra cu un vultur care zboară. Fiecare dintre aceste patru făpturi vii aveau cu de 6 ani și erau pline ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Când citești textul acesta, nu pot să nu sesizez că scaunul de domnie este punctul central, este, dacă vreți, meridianul zero al Universului. De ce? Pentru că de la el se devinesc toate celelalte lucruri. Uitați-vă, eu scriuiesc doar din text. Împrejurul scaunului de domnie, observați, punctul central, punctul fix al Universului, este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Din scaunului de domnie, înaintea scaunului de domnie, în fața scaunului de domnie, în mijlocul și în împrejurul scaunului de domnie. Cel ce șade pe scaunul de domnie, nu doar că este în centrul Universului, ci are cursul istoriei în mâna lui, în plăușul palmei lui. Indiferent ce s-ar întâmpla în viața mea, dragii mei, Dumnezeu șade pe scaunul de domnie. Dacă nimic altceva nu înțelegi din cartea Apocalipsa, un singur lucru ia cu tine. Domnul împărățește. Domnul împărățește. Pe scaunul de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie a împrejurat un curcubeu care semăna asta, era ca o piatră de smaragd la vedere. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Știți ce înțeleg eu din versetul acesta? He is well and alive. He is in control. Cu alte cuvinte, scaunul de domnie nu este nici adormit, nici absent. Scaunul de domnie domnește, zice cel ce șade pe scaunul de domnie. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Și pe urmă, în scaunul de domnie sunt cele patru făpturi, ca și cum ar fi tronul lui Dumnezeu. Se lasă, ziceau aceste făpturi, zi și noapte, ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Spuneți-mi, a existat vreodată în istorie un moment în care Dumnezeu să nu fost în control? No. Cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta, în viața mea, Dumnezeu este în control. El este cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie, și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni, cădeau înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile prin voia Ta, stau în ființă și au fost făcute. El n-a creat lumea și a tras ca pe un ceasornic să-i dea drumul, cum spun unele filozofii, ci prin voia Lui stau în ființă. O altă cuvinte, dacă eu vorbesc și respir, este pentru că Dumnezeu mă ține. Dar la fel este și cu tine. Unde este Dumnezeu atunci când copiii trec prin suferință? Capitolul 4 ne spune, pe scaunul de domnie, în controlul istoriei, guvernator al întregii istoriei, întregului Univers. Știți care e problema mea? Atunci când ești în mijlocul suferințelor, cu cât mai mult vorbește cineva despre suveranitatea lui Dumnezeu, cu atât mai dureroasă revine întrebarea legată de suferința ta. Dacă Dumnezeu este suveran, de ce nu zice o vorbă? Ar putea? Ar putea? De ce nu face? Dragii mei, nu-i suficient să vorbești despre suveranitatea lui Dumnezeu. De aici au apărut în teologie toate dezbaterile de 5 secole
legat de doctrina mântuirii. Dumnezeu nu este doar tot puternic, atot prezent, atot știutor, absolut suveran. Dumnezeu este și bun și drept. Are și atribute morale, nu mai nou morale. Un Dumnezeu care este doar suveran poate să facă ce vrea. Ori un Dumnezeu care este drept nu poate să facă ce vrea. El nu se poate contrazice pe el însuși. Dar să revin la problema noastră, problema suferinței. Dacă Dumnezeu este suveran sau nu-L interesează necazul prin care eu trec, sau Dumnezeu operează după o altă strategie decât mi-a plăcea mie, care din cele două să fie adevărată? Dacă Dumnezeu este absolut suveran sau realmente nu-L interesează, singura Lui preocupare este ca cei 24 de bătrâni se arunce zi și noapte înaintea Lui, făpturile vii se cânte osanale și haleluia, și toți îngerii se vântă în jurul Lui și L-au uitat de pământ, de tine și de mine, și de aceea, cine ești o gânganie pe pământul acesta? Dar ceea ce nu mă lasă să merg pe linia asta este crucea Domnului Iisus Hristos. Da? Acel strigă de pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și atunci sunt obligat să mă întorc o pagină în Apocalipsa și să încep să înțeleg strategia cerului în așezarea împărăției. Și nu uitați, cele 7 sfeșnice erau împărăția lui Dumnezeu la ora aceea cu împăratul în mijlocul lor. Veniți cu mine pe muntele Carmel. Acolo era centrul închinării lui Baal. Știți de ce? Pentru că pe muntele Carmel este un pinten care intră în Marea Mediterană. Acolo este precipitația cea mai mare de-a lungul anului. Sigur că zeul ploii trebuie să-l duci unde plouă mai mult, că altfel trebuia să-l aducă în Canada sau în Seattle de zeul ploii. Dar acolo era centrul lor. De culci Ilie, după 3 ani de secetă, în sfârșit trimis de Domnul, merge și tot poporul se adună sus pe muntele Carmel. Pe muntele Carmel. Ilie a zis prorocilor lui Baal și multe azi erau 800 dintre ei, spune Scriptura. Alegeți-vă un juc din cei doi, pregătiți-l voi, căci sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. I-au luat juncul, l-au pregătit, l-au așezat pe altar și au început să se roage. Fac o paranteză. Felul în care ne rugăm vorbește despre Dumnezeu în care credem. Felul în care ne rugăm vorbește despre Dumnezeu în care credem. Uitați-vă la ei. Au început să cheme numele lui Baal de dimineața până seara. Zicând, Baal! Auzi-ne. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de Ilie și-a zis, strigați mai tare! Strigați mai tare! Fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, are treabă, sau este în călătorie, sau poate doar se gândeze. Eu am strigat și după obiceiul lor și-a făcut etul cu săbile, cu sulițele, până ce a pus sânge de ei. Când a trecut amiaza, au aiurat, și în timpa care se încea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ce trist. Să te rogi, să strigi, să crezi, and nothing. Ce se întâmpla între timp în cer? Dacă vin în Apocalipsa, capitolul 13, fiara a doua, care se ridică din mare, avea coarnele în el, dar glasul lui Balaam, ea îmbrăca cu puterea, toată puterea celei din tâi fiare și spune că îi amăgea de locuitorii Pământului și a făcut să se coboare până și foc din cer. Întrebarea mea este, de ce a făcut lucrul acesta și pe vremea lui Ilie? Putea să o facă.
Cine e în control? Dumnezeu, dragi. Dumnezeu este în control. Ce face Ilie? Simplu, drăge altarul, cere apă, rostește o rugăciune simplă, solemnă, știe că Dumnezeu le-a urmă urechnul să strânge la el, să se taie cu sulițe și să anioreze. Și la o simplă rugăciune, Dumnezeu răspunde. Ilie a adunat întregul popor în jurul lui, apropiați-vă de mine, le-a zis, el nu uitați, era după o vreme de apostazie, când întregul popor a mers după Baal, când Dumnezeu a fost părăsit și Ilie este trimis într-un astfel de moment, o ultimă strigare la adresa poporului. A luat 12 pietre, a rezidit altarul, a pregătit juncul sau jertfa, a pus-o pe altar și a zis la treilor, aduceți 4 pietre de apă. Mă te întreb după 3 ani de secete, de unde? Nu uitați, suntem pe deal, chiar dacă a făcut un șir indian, din, au putut, nu contați dacă e apă sărată sau dulce, au putut aduce realmente apă sus. Dar, indiferent de unde, într-un centru de cult, trebuia să ai apă pentru jertfe. Odată, de două ori, de trei ori, apa a început să curgă pe tot altarul, a umplut și, șanțul. În prima când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob, uitați-vă la câtă demnitate este rugăciunea lui. Fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu, Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și să se lase astfel, sau să se întoarcă astfel în inima lor spre Tine. Atunci a căzut foc din cer, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele, pământul și asupra și apa din șanțuri. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dragii mei, cerul nu-i pustiu. Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, Dumnezeul nostru ne vrea pentru El. Și dacă nu răspunde întotdeauna cum așteptăm, probabil că n-am înțeles prea bine strategia, nu suveranitatea lui Dumnezeu, ci strategia cerului în așezarea Împărăției Lui Veșnice pe Pământ. Azi îmi voiam să ne vedem la capitolul 5. Apoi am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pe cetrile cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este vrednic să deschide cartea, să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic, nu puternic, vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschide cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și între cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare, un leu. Dacă vrei să biruiești, leu. Dacă nu ești, sfâșie, rupe. Am văzut stând în picioare un leu. Părea jumnia, dar avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El, mielul care părea jumnia, a venit, a luat cartea din mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și botile de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sulița, cu sabia, cu
sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norocii, din orice neam, ai făcut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Spuneți-mi, cum a câștigat Domnul Iisus? Caleul care a sfârșit sau camionul care s-a lăsat sfârșit? Camionul. Care este strategia cerului în așezarea unei împărăție? Acum încep să înțeleg de ce de foarte multe ori cerul pare să tacă. Dragii mei, Dumnezeu nu găsește plăcere în suferințele noastre. Dar atunci când cineva preferă să stea terminat de Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în viața lui, tot cerul să se luminează. Asta este strategia lui Dumnezeu în așezarea unei împărății. Nu uitați la motivul nostru, este cel ce va birui. A fost vremuri când biserica a luat sub așezarea să recucerească Ierusalimul și să așeze creștinismul pe pământ musulman. Mă plimbam pe profesorul de Vechi Testament prin Israel și ne-a arătat pe vârful dealurilor zidurile dărâmate ale cetăților cruciaților și cu amărăciune în glas a zis, asta e tot ce a rămas din creștinismul acelor dărâmate. Tot ce a rămas din creștinismul acelor dărâmate. Observați, aici este vorba de biruința ta, de biruința mea. Acum întrebarea este ce rol au aceste două capitole în a-i ajuta pe cei din bisericile pe care le aveți în cerat înaintea noastră să biruiască? Nu uitați, bisericile treceau prin necaz, suferință, prigoane, moarte, temniță, osteneri, zbateri, atacuri din partea ereziilor, dinăuntru, din afară, dragii mei. Bombardați din toate părțile. Cum să nu fi strigat ei? Unde-i Dumnezeu? Ce face Ioan prin Duhul Sfânt? Deschide cerul pentru ei și pentru noi. Ca să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu șade pe scaunul de domnie. Și din scaunul de domnie ești glasul, ești glasul, cânte și fulgere. Cu alte cuvinte, nu e un Dumnezeu care a scăpat lucrurile din mână, de sub control, ci este un Dumnezeu care domnește în ciuda lucrurilor care se întâmplă pe planeta aceasta. Și așa cum ei au fost ajutați prin această imagine să rămână credincioși lui Dumnezeu, indiferent de cazurile prin care au trecut, așa noi, pe măsură ce înțelegem că Dumnezeu șade pe scaunul de domnie, chiar dacă nu ne va izbăvi, tot nu ne închinăm pe împărate. Știți povestea? Chiar dacă groapa cu lei este pregătită, eu tot mă voi ruga de trei ori cu fața spre Ierusalim. Dar el a putut Dumnezeu tău să scape veșnic să trăiești împărate. Veșnic să trăiești împărate. Dar vreau să vă spun, nu totdeauna s-a întâmplat așa. Prin credință, unii n-au vrut să primească izbăvirea. Au fost uciși de sabie, tăiați în două cu ferestrăul. Au prigonit prin munți, îmbrăcați în cojoace de piei. Lipsiți de toate, prigoniți de toți, suferim din pricină. Prin credință, ei de care lumea nici măcar nu este vremurică. Care au fost lăudați pentru credința lor. Noi avem impresia că prin credință realizează absolut totul. Umblindu-i mare, ca și Petru. Spui mochii smochinului sau muntelui, ridică-te și se face. Dar luați și cealaltă față monezii. Și veți vedea că cel mai valos lucru este să stai alipit de Domnul pentru ceea ce este El. Amin. Nu pentru ceea ce face El. Pentru că nu înțelegi, așa cum eu nu înțeles ce face Dumnezeu. Nici eu nu înțeleg ce face Dumnezeu în viața mea. Dragii mei, toată viața mi-am pierdut o Scriptură și încă azi, în viața până seara.
copiii mei nu au avut vacanță, îi spuneam lui Cornel, măi Cornel, v-ați dat sus de vacanță, nu știu de ce aia vacanță. Nici copiii mei, nici nevastă mea nu au știut lucrul acesta. Și când ne vacanțam, eram la studiul biblic în munt, sunt timp ce copiii se jucau pe acolo în primul rând. Asta a fost vacanța, nu le pare rău de nimic din toate acestea. Și am întrebat pe Domnul, Doamne, de ce mi-ai luat ochii? De ce stau în biblioteca mea, mii de cărți în jurul meu și nu mai pot citi un rând din el? De ce mi-a spus Domnul? Fă un singur lucru. Aduci trupul ca o jertfă, vine Sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dacă mie mi-ajunge așa cum vrei, e treaba mea. Dacă vreau mai mult, pot zice o vorbă. Amin. Pot zice o vorbă. Dragii mei, este un text pe care noi îl invocăm. Am stai baptiștii cu față pentecostale. Eu stresc pe pentecostale, așa că vă iubesc. Dar merg cu altă linie. Textul acela din Iacov, care spune, este cineva printre voi în suferință să se roage. Dar nu înțeleg cum au spus versetele la o altă. Pentru că eu personal cred că Domnul Dumnezeu nu a apucat cu furca în Biblie. Georgian Creșcu. Eu cred că mânțuirea textelor este logică și are un mesaj. Versetul următor spune, este cineva printre voi cu inima bună? Ce se facă? Să cântă de la lui. Și apoi spune textul, este cineva dintre voi neputincios, astenit, la noi este bolna, nu asta este textul în greacă. Adică s-a rugat, inima lui s-a vindecat și acum trebuie să strige după ajutor. Să cheme pe prezbiterii bisericii. Dacă Dumnezeu nu reușește să vindece inima, spuneți-mi, ce rostare ai să-mi vindece trupul? Da. Eram în Australia, de pe pavionul, la 10 seara, și vine în seara aceea un frate la mine, zice, frate, veni, hai repede, că o soră este bolnavă în pat și o zic că dacă vine ceva din cruz, se roagă pentru ea a fi plecată. I-am zis, mai am câteva minute și să mă duc, zic, o rugăciune, să plec, ce rostare? Dar nu m-a lăsat, trebuie să mă urc în mașină, așa am plecat. Am intrat în casa aceea și în viața mea n-am văzut o ființă atât de înăcrită. Era mare, dragii mei, numai că nu împungea. Era așa de subartă pe Dumnezeu. Am rugat un secund de rând și am plecat și am zis. Domnule, Dumnezeu vrea să-ți vindece inima. Și dacă poți cânta câte de laudă, te poți să-ți vindece și tu. Pentru că El șade pe scaunul de Domnul. Dar ceea ce nu trebuie să uităm este că, indiferent ce ar aduce în viața noastră, noi trebuie să-i rămânem lui credincioși până la moarte. Dragii mei, cerul s-a deschis ca Biserica lui Hristos de pretutinde să-L aibă înaintea ochilor ei pe Mielul care părea junghiat ca model al biruinței. Strategia cerului. Capitolul 4, suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Capitolul 5, strategia lui Dumnezeu în așezarea unei împărății veșnice pe pământ. În Daniel, capitolul 7, sunt patru fiare mari care se ridică din mare și sfârșie și rup și mulesc pe Dumnezeu. Interesant este că Dumnezeu contrapune acestor patru fiare care sunt patru imperii, care aduc pe oameni la ascultare cu forța, contrapune acestor patru fiare pe unul ca un fiu al omului. Întrebarea este de ce? Când Dumnezeu poate așeza o împărăție, uite așa, ne poate strivi pe toți. Observați, îngerul puternic este neputincios și nevrednic să deschide cartea, să-i rupă vecesile. Puterea nașă de la Dumnezeu. Și noi, în felul acesta, vrem să câștigăm războaie, să așezăm împărății. Doar Mielul junghiat a fost vrednic să deschidă cartea, să-i rupă vecesile. Dar asta aduce înaintea noastră o etică a împărăției care e complet străină de împărățire în lumii acesteia. În lumina acestui text, 10 texte din Biblie, capătă cu totul altă
culoare, nuanță, înțeles înaintea noastră. Ascultați-L pe Domnul Iisus începându-și lucrarea prin predica de pe munte. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. La noi o valoare cei bogați, cei cu bani, cei cu poziții, cei cu putere. Dăm din coate, dragii mei, să ocupăm tot felul de poziții. Din păcate și în biserică. Ori, între voi să nu fie așa, spune Scriptura. Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru tuturor. Nu e așa că cele șapte biserici s-au adunat la o altă, fără niciun fel de probleme. Ferice de cei începând, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. A fi blând nu înseamnă a fi blând. Înseamnă a fi avut puterea și curajul să ieși din competiția afirmării de sine. Să nu mai dai din coate, ci să spui ștergarul și să strâng picioarele fraților tăi. Ferice de cei flămânzi și însetați, nu după bani și buduri și lucruri materiale, ci după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei care săturați de neprihănirea lui Dumnezeu și deschid pumnul și devin milostiv pentru cei pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul lor. Ferice de cei care nu fac milostenie ca să fie văzuți de oameni ce au inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, frații mei, de cei care au pe inimă mântuirea oamenilor, împăcarea lor cu Dumnezeu, de cei vor fi chemați fiei lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă m-aș întreba, pe ce ați vrea să cumpărați împărăția cerurilor mai bine? Pe sărăcia în Duh sau pe prigoana din pricina neprihănirii? Ce ați plătit pentru ea? Din păcate, nu putem alege. Pentru că fiecare fericire următoare o verifică pe cea precedentă. De unde știu că sunt sărac în Duh? Din lacrimile mele. De unde știu că lacrimile nu sunt de crocodil? Din faptul că am ieșit din competiția afirmării de sine. De unde știu că sunt blând și nu blând? Din lucrurile după care flămânzesc și după care alerg. Din lucrurile pentru care mi-e foame și mi-e sete. De unde știu că sunt realmente flămând după neprihănire? Din puterea pe care am primit-o să deschid mâna, să dau din lucrurile materiale celor ce au nevoie de ele. De unde știu că nu sunt unul din farisei aceia care la ora două sunau cu cocoțelul și cu trâmbița să iasă săracii pe drum, să arunce din punga lor, să merg în templu și răstoarnă în perș și la niște perșuri de aramă, punga de câte un cent, da? Ca să curbă o jumătate de oră, să vadă toată lumea înainte să dea drumul la cumele. Până că toată lumea s-a întors, se uită la ei. Domnul Iisus îi compare cu văduva care l-a doi bănuți și i-a pus în perșa fingitoare pe despăva de mine. Și a zis, i-a dat cel mai mult. De unde știu că milostenia mea este primită Dumnezeu din curăția inimii mele? Și de unde știu că am o inimă curată și l-am văzut pe Domnul? M-am încărcat cu poverile de pe inima Lui. Și nimic altceva nu mă interesează mai mult decât liturgia împărăției Lui. Și când zic rugăciunea, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, ai minit! Da? Amen. Nu-i doar o vorbă. Ai minit! That's my first goal from morning to night. Pentru asta trăiesc. Sunt preotul lui Hristos. Și atunci, nici măcar prigoana din pricina neprihănirii nu mă mai întoarce pe drum. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor opărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Deci tot așa au prigonit și prorocii care n-au înainte de voi. Nu e așa că sună altfel astfel de texte? Spuneți-mi, aș putea citi textul mai departe. Ați auzit că s-a zis, sau Petrochi, Intervetunite, vă las pe dumneavoastră să citiți textul mai departe care se încheie așa, ca să fiți fii ai Tatălui, postul care este în cer.
întoarce celălalt obraz, mai mergi la doamnă, lasă și cămașa, dacă ți-a haină. Observați cum este definită biruința după modelul mielului juliat. Unde-i Dumnezeu atunci când copiii lui trec prin greutăți și suferințe? Capitolul 4. Pe scaunul de domnie al Universului. Da, Doamne, dar eu sunt un bietor cu problemele mele. Poate nimeni nici nu știe cum mă cheamă, ci uite de poverile care le port, durerile care le port. Uitați-vă la el. Capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la... De casă. Chiar și eu, apostol iubit, părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos. Vreau să vă spun, nu era în resort la Holiday. La ape termale. În niciun caz. Ci era ca rob din pricina mărturiei cuvântului lui Iisus Hristos. Spuneți-mi, a fi putut striga la... Doamne, unde ești? Iertați-mă, doamne. A fi putut, zice. Dar uitați cum continuă textul. Din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul când am auzit înapoi-a mea, nu în ceruri, înapoi-a mea, lângă mine, înapoi-a mea, un glas ca sunetul unei trâmbițe. Ioan era pe pământ, pe insula Patmos. Era unde glasul înapoi-a lui se întoarce, vede șapte sfeșnice de aur, care sunt cele șapte biserici, prin necazuri prin care treceau și în mijlocul celor șapte biserici. Pe unul îmbrăcat cu o haină de inimă și este scris. Unde Dumnezeu cu copilul trec prin suferință? Alături de inimii. În mijlocul celor șapte sfeșnice îl vede pe unul ca un fiu al omului și cade la picioarele lui, a lui, era glasul. Unde este Dumnezeu atunci când copiii lui trec prin suferință? Alături de ei, în mijlocul lor, după cum le-a promis. Amen. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-le faceți cenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului și învățându-i să păzească tot ce va porunce. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele de săptămână, luni, joi și vineri, toate zilele până la sfârșitul viacului. Aleluia! Amen! În toate zilele, până la sfârșitul viacului. Uitați-vă la imaginea de la sfârșitul istoriei, Matei 2:25. Când va veni Fiul Omului în slava sa, cu toți îngerii săi, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta Lui și capre la stânga Lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de drum. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la mine, am fost în temniță. Și ați venit pe la mine. Ați venit să mă vedeți și ați venit pe la mine. Atunci cei neprieniți îi vor zice să le vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav și temniță și am venit pe la mine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați, frați, ai mei, mie, mi le-ați făcut. Unde este Dumnezeu?
atunci când copiii lui trec prin suferință, acolo cu ei, flămânzind cu cel flămân, însetând cu cel însetat, pribegind cu cel străin, răbdând de frig cu cel dezbrăcat, suferind cu cel bolnav, alături cu cel interdețat. Raviză de Rai era la Brașov și la Sinaia și a terminat una din prelegerile lui despre suferință cu imagine care ne-a rămas în viitorul și spate în cărțile lui. Este un lagăr de exterminare din un lagăr nazist. Și într-o dimineață sunt toți scoși la raport și la întâmplare sunt scoși afară trei dintre ei, doi bătrâni și un tânăr. Și în fața lor era sponsorătoare. A fost urcat sus, i s-a dus știa în gândit, au apăsat trapa și i s-au prăveșit și paternau în lață. Toți se uitau îngroziți la ei. Bătrânii erau istoviți de muncă și de bătăi au murit urmă. Dar tânărul se zbătea. Și cineva din spate, spășunind din dinți, a zis, "Where is God?" Și am corect de-a lui, în șoaptă, "Where is why there the devil?" Acolo, lați. Domnul Iisus a terminat pe o cruce, a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mi-a părăsit. Știți ce spune Scriptura? Dumnezeu era în Hristos, îndăgând lumea cu sine și ne ținând la socoteală păcatul lor. Dumnezeu era în Hristos, în păcătunea cu Sine. Și în Sine să vă chiar păcatul lui. Spuneți-mi, de ce nu este așa de greu să lăsăm de la mine? Mai ales atunci când avem impresia că avem și libertate. De ce? Leitmotivul cărții este acesta. Celui ce va birui și El sugerează un câmp de bătaie, o luptă pe viață și pe moarte. Dar lupta, dacă nu câștigi mai întâi, atent în tine, n-ai nicio lătește să o câștigi și mai departe. Un catren din cartea lui Liber, Duhul Sfânt, aduce lucrul acesta sub ochii noștri. Nu în vuietul mulțimilor stârnite, ci nu în vii aplauze pe străzi, ci adânc în noi e lupta ce ne aduce frângeri sau victorii negrăite.